plecat la vremea coacerii de minte, cu țel precis, din Dorohoiul natal spre Hollywoodul contemporan al României, Octavian Strunilă pare a-și fi atins ținta odată cu recunoașterea prestației sale actoricești în Inimă de țigan. Blestemată fie clipa de demult, clipa aceea în care noi ne-am cunoscut. N-am să mai pun sufletul în tot ce-am să iubesc. Jur că niciodată cât trăiesc în viață, n-am să mai pun sufletul în tot ce-am să iubesc. La 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 la. Cariera actorului Strunilă numără și alte filme ori seriale de televiziune, cele mai cunoscute titluri care se încadrează în această categorie, numindu-se Moștenirea, Regina, Lacrimi de iubire sau Tanti Florica, unde alături de Florin Călinescu, Octavian joacă rolul lui Țuțu. Dincolo de activitățile profesionale, Octavian Strunilă s-a dovedit a fi un admirator al artei culinare, acest lucru fiind argumentat de prezența Dorohoianului în două dintre cele mai cunoscute emisiuni de televiziune cu profilul amintit. Pentru Octavian Strunilă, tânăr român de la care se poate spera mai mult în viitor, home delivery, livrare la domiciliu în traducere, dar și bani, realizarea anului 2008 reprezintă două dintre filmele la care a semnat scenariul și regia, efectuând personal și montajul peliculelor.